Polițiștii formațiunii rutiere Sein, sprijiniți de polițiștii de ordine publică, au acționat pentru supravegherea traficului rutier și prevenirea accidentelor de circulație, având ca prioritate depistarea șoferilor care pun în pericol siguranța traficului rutier, conducând cu viteză excesivă. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru verificări mai multe autoturisme, iar pentru conducere cu viteză excesivă sau pentru alte abateri de la normele privind circulația pe drumurile publice, au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale. Valoarea amenzilor aplicate a fost de aproximativ 10.000 de lei. Întrucât viteza excesivă sau cea neadaptată la condițiile de drum și trafic reprezintă unul dintre factorii generatori de accidente rutiere, polițiștii vă recomandă să conduceți preventiv, să luați în calcul, că, pe măsură ce apăsați pedala de accelerație, vă puneți în pericol atât propria viață, cât și a celor dragi care se află cu dumneavoastră în mașină, sau a altor participanți la trafic care circulă regulamentar. Mai bine ajungeți la destinație mai târziu decât niciodată.